cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Suntem în debutul săptămânii, marți, a doua zi a săptămânii și avem foarte multe lucruri de discutat despre ceea ce a însemnat anul 2022 la nivelul comunei Negomir. Alături de primarul acestei frumoase unități administrativ-teritoriale a județului Gorj, a României, domnul Tudor Oiță. Stimate domnă, bună ziua, bine ați sosit la noi în studiouri. Bună ziua și noastră și telespectatorilor dumneavoastră care ne ascultă la această oră. Iată-ne pe final, putem spune fără teama de a greși, de 2022, un an încărcat, trebuia să fie un an după revenirea din pandemie, un an în care economia să se relanseze. N-a fost chiar așa, în special din cauza conflictului apărut ca din neant aici în proximitatea României, războiul din Ucraina. Cu toate astea lucrurile merg, administrațiile publice locale au făcut-o posibilul și fac tot posibilul să-și continue proiectele. Administrația centrală, și aici mă refer la guvern și la entitățile de la București, sprijină atât cât se poate UAT-urile țării. Cum se prezintă 2022 din punct de vedere al derulării proiectelor, al continuării investițiilor, poate al accesării, de ce nu, de noi și noi proiecte? Da, pot să spun că un an 2022 îl închem cu succes, cu foarte multe realizări pentru Comuna Negomir și pentru locuitorii Comunei Negomir. Lucrări poate un pic întârziate datorită acestei pandemii, pentru că constructorii au avut probleme, în primul rând, cu forța de muncă, probleme cu aprovizionarea cu materiale, dar am trecut cu bine peste această perioadă. Și în acest an s-a lucrat în forță și pot spune că acum, la sfârșit de an, culegem roadele. Discutăm aici de cea mai mare lucrare pe care avem, o valoare de 20 de milioane de lei, de alimentare cu apă și canalizare în 7 sate. Lucrare care a început în 2018, chiar la sfârșit de 2018, lucrare destul de mare, discutăm de 40 de kilometri de rețea de alimentare cu apă și canalizare, cu gospodărie de apă, cu stație de tratare a apei, cu stație de epurare. M-am reușit prin acest proiect, datorită economiilor pe care le-am avut, să montăm la oameni inclusiv partea de apometre. Deci au ambrașamentele făcute, inclusiv racordurile pentru canalizare. Și chiar astăzi am avut o întâlnire de dimineață cu constructorul, pentru că ne-a pus emis adresa pentru recepția lucrărilor. S-au făcut probe în ultimele două săptămâni de zile. Urmează ca următoarele zile comisia de recepție să dau dispoziție să desfășoare activitatea și maxim două săptămâni de zile să avem procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Lucrare, cum spun, destul de importantă, având în vedere și noile modificări legislative pe care le avem. Ați văzut și noastră cu fosele septice, când ne-au apucat să le inventariem, tot felul de probleme, pentru că e clar, niciuna nu este conformă. Sau fiecare cetățean și-a construit o baie sau o bucătărie și au făcut o felul de improvizații. Noi scăpăm de această povară începând de anul viitor, pentru că oamenii au posibilitatea să se recordeze la rețeaua stradală și atunci nu vor mai fi nevoiți să plătească amenzi sau să se conformeze noilor directive. Deci cel mai mare proiect și de succes, spun eu, o lucrare foarte mare, foarte grea, dar benefică pentru locuitorii comunei. Chiar săptămâna trecută făceam probe un sat unde bine că e trei sferturi din satul Paltenu, unde niciodată n-au avut apă, care au apă de la o jumătate de kilometri toată viața, de la bunici, străbunici, tot așa. Adică este un mare pas înainte, cel puțin pentru oamenii, nu le vedeau locuitorii de acolo. Da, pentru că avem o stație de pompare acolo, unde nivelul până la ultima casă, ca să spun, pe distanță de 70 de metri.
față de, de stația de pompare și nu credeau că o să ajungă apa la ei și chiar erau cu grețele, cu, cu butoaiele. Le-a spus, domnule, lăsați-le să, să-și ia, pentru că ei nu erau încă convinși că o să aibă apă la, la robinet. Deci este o mare realizare pentru Comuna Negomir. În rest, în acest an am reușit să finalizăm și cele 5 poduri, pe tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Acum accesul în fiecare sat se circulă pe poduri de beton, grinzi de 16 și de 18 metri. Nu mai avem nicio problemă în acest sens. Am finalizat lucrările la iluminatul public pe drumurile comunale și pe drumul județean. Așteptăm, este în evaluare, sper ca până la sfârșitul anului să apărăm în listă, să se aprobe și pe fondul de mediu montarea de lămpi LED și pe, pe străzile laterale. Și atunci o să avem în toată comuna un iluminat public eficient, chiar arată foarte bine. Prietenos cu mediul, da, mult mai ieftin la facturare. Da, pentru că sunt lămpi de 40 de, de kilowatts de vați pe consum și 30 pe, pe străzile laterale. Deci consumul mult nu se reflectă având în vedere scumpirile care au fost, plafonarea la un leu, dar totuși dacă nu reușeam să facem această investiție pe fondul de mediu, probabil aveam facturile duble la, la curent. Dacă nu chiar triple. Posibil, da. În rest, acum, la fel, pe 6 decembrie, avem iar la fel recepția la Casa de Cultură, un centru cultural tip. O, de Moș Nicolae. Da, așa am primit adresa la Compania Națională de Investiții, că pe 6 decembrie are loc recepția. Este o investiție pe care mi-am dorit-o încă de la început, o investiție destul de mare, peste 6 milioane de lei. Noi doar am predat terenul către companie și ei acum au făcut construcția și ne-o predau la cheie. Construcția are și dotări, noi avem doar partea de amenajare exterioară, nu s-a putut face în acest an pentru că s-au intrat cu tot felul de mașini, cu tot felul de schele și îi încurcam. Deci în primăvară și noi ne-am apucat de partea de peisagistică, ca să spun așa, exterior, și o să-i facem și inaugurarea. Și dacă mai sunt mici componente de, mă știu, de procurat, de dotări, pentru că avem, trec de la una alta, o formație de fluierași care numără peste 70 de membri, unde mergem cu ei la toate festivalurile. Și aveți și rezultate, dacă nu mă înșel. Da, am obținut și foarte multe locuri întâi la concursurile pe unde am participat. Și atunci mi-am dorit foarte mult ca ei să poată să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie, pentru că acum își desfășoară activitatea într-o sală de clasă, avem două cămine foarte mici și deteriorate, cât nu meritau să fie reabilitate, și atunci ne-am dorit în centru civic să construim această casă de cultură, unde are peste 350 de locuri pe scaune, peste 2000 de metri pătrați. Este emblema comunei, spun eu. Și mi-aș dori ca de sărbători să o avem gata, ca copiii, sărbările de sfârșit de an, de Moș Crăciun, să le avem acolo pe scenă. Deci dispensarul la fel este gata încă din 2020, acolo n-am reușit și de asta sper că unii parlamentari, domnul Mihai Weber în primul rând, am avut o discuție să modifice un pic legea sau să vedem ce reușim să facem pentru centrele de permanență. Pentru că avem o clădire modernă construită pe PNL 2, unde desfășoară activitatea medicul de familie. Ne dorim doi medici de familie pentru că comuna este destul de mare, 9 sate, 3500 de locuitori, dar ne dorim un centru de permanență pentru că sunt foarte multe cazuri unde oamenii trebuie să meargă la spital la rovinari sau să meargă tot felul de improvizații pentru că au tratamente unde trebuie să facă injecții, nu știu, după amiază sau noaptea sau din 6 în 6 ore, și atunci oamenii trebuie să se deplaseze. Din păcate s-au blocat aceste înființări de centre de permanență, am făcut demersurile, n-am reușit încă, dar sunt convins că anul viitor, încheindu-se și nebunia asta cu pandemia, că tot la fel toată lumea a fost focusată pe această problemă cu COVID-ul, sper să am deschidere la Ministerul Sănătății și să reușim să înființăm acest centru, pentru că sunt medici care doresc să vină să facă permanență la Negomir.
și să avem în permanență un medic acolo. Pentru că medicul de familie are programul stabilit de luni până vineri, între orele 8-16 sau 8-15, după care nu mai avem niciun medic acolo. Deci asta e singurul regret pe care l-am, că nu am reușit încă din acest an să înființăm acest centru. În rest, ce să vă spun, proiecte sunt multe pe care le-am depus. Lucrăm acum la vechiul sediu al primăriei, care era foarte degradat. O să-l predăm la MAI pentru un post de poliție, pentru că lor arată groaznic și urma expertizei pe care au făcut-o nu se mai poate reabilita, și atunci o să l-am reabilitat noi. Suntem aproape de finalizare și cu acordul Consiliului Local l-am stabilit ca să fie predat. Avem o școală de la Orzu care a fost închisă acum, zic eu, cred că, dacă nu greșesc, cel puțin 14-15 ani de zile, la fel, într-o stare foarte mare de degradare. Am reușit să o reabilităm, lucrurile sunt undeva la 90%, unde va funcționa un centru social acolo. Avem și dotări pentru un proiect pe fonduri europene, cu scopul proiectului era marginalizarea bătrânilor, adică o să fie un centru unde să avem întâlniri cu oamenii din comun acolo, unde sunt mese de șah, de table, unde putem să socializăm, să discutăm tot felul de probleme ale comunității. Acest centru, la fel, va fi recepționat până la sfârșitul anului, cu dotările aferente. În rest, suntem în licitație, cred că în 2 săptămâni de zile o să avem și contractul încheiat, pentru că probabil asta interesează cel mai mult pe locuitorii comune, pentru satele Negomir și Ursoaia. Aici proiectul pe fonduri europene de apă și canalizare a întârziat datorită unui constructor pe canalizare, unde am tras, din păcate, ca așa să spun, că am ajuns să ne rugăm de constructori. Da, e o tristă realitate. Nu mai au oameni, nu au specialiști, tot felul de firme care câștigă licitații, după care încearcă să dea la alte firme mai mici, fără oameni de specialitate, și ba au uitat în faliment, ba i-a preluat altcineva. Și din păcate am tras de această firmă de canalizare și abia în acest an, acum 2 luni de zile, am reușit să finalizăm această lucrare, fiind într-un proiect integrat de 2,5 milioane de euro, toate celelalte componente de apă, de construire de grădiniță nouă, de modernizare unui drum comunal au fost finalizate încă din 2018 și a trebuit să stăm pe loc. Dar proiectul s-a închis cu bine. Și acum suntem în licitație, pentru că și în aceste sate ne dorim să le montăm și la oameni partea de branșamente și racorduri gratuit. Dacă celelalte locuitori, celelalte 7 sate beneficiază gratuit de această investiție, am zis și am discutat în Consiliul Local și au fost de acord să le montăm tot gratuit. Deci cred că în 2 săptămâni o să avem contractul de lucrări și, în funcție de cum permite vremea, dacă o să fie o iarnă blândă, se poate lucra, pentru că oamenii deja au conducta trecută pe la poartă, doar să li se monteze căminul de apă și cu apometru, ca în primăvară să putem să oamenii să aibă apă la robinet. Deja am făcut adresă la Adia Gorj, din care facem și noi parte alături de muncă, cred că 60 de wateuri sau 58, și a înștiințat operatorul regional, adică Apa Regio, pe Gorj, pentru că trebuie să-l predăm pentru greu de gestionat. Discutăm de peste aproape 60 de km de rețea de apă și de canalizare, cu 2 stații de epurare, cu 2 stații de tratare a apei, cu 2 gospodării de apă. Am semnat să facem noi un serviciu foarte greu de gestionat și din discuțiile cu colegii primari, sfatul lor a fost, unii au încercat să o țină pe cum propriu, unii au predat-o către Apa Regio, pentru că nu cred că cei mai mulți au predat către operatorul regional. Nu au putut să o gestioneze. Și am făcut și noi demersurile să mergem în paralel, cum avem recepția, să ne introducem rețeaua în domeniul public, după care să o predăm către operator. Aceste lucruri deja se vor întâmpla în această iarnă, ca oamenii să poată să facă contractele și să aibă, beneficieze și de apă și de canalizare.
2022 este anul în care s-au cam terminat sau în care ce a mai rămas se vor termina foarte, foarte multe din proiectele din PNDL, chiar PNDL 1 și PNDL 2. Cât de utile sunt astfel de proiecte naționale până la urmă pentru partea rurală a României? Cam toți primarii care s-au perindat prin acest studio au fost de acord că fără astfel de programe precum PNDL nu ar exista ceea ce s-a făcut deja. Adică, cu alte cuvinte, n-ar fi avut administrațiile publice locale resursele necesare să facă atât de multe investiții, să realizeze atât de multe obiective în comunitățile lor locale. Da, așa este. Cred că Programul Național de Dezvoltare Locală 2 a fost un proiect, spun eu, de excepție, excepțional. Cred că este singurul program care, experiența care am în administrație din 2005, de când lucrez, este singurul program care a funcționat așa cum trebuie. Adică banii au venit la timp, cel puțin la proiectele mele, și spun că sunt un beneficiar al PNL 2, unde am obținut aproape 30 de milioane de lei. Discutăm de 5 contracte de finanțare pe PNL 2, pe care toate le-am dus la bun sfârșit, și un program unde lucrurile s-au desfășurat și rapid și banii au venit foarte repede. Adică eu nu am avut întârzieri, nu știu, să zicem, maxim 30 de zile de la factura când le-am depus la București. Bine, acum, nu știu ce probleme au fi avut alți colegi, dar fiecare situație de lucrări și fiecare documentație am depus-o personal. A fost pentru că la minister este un reprezentant care răspunde de Gorj, am ținut legătura în permanență, am mers cu documentele, au fost verificate, după care depuse la registratura. Deci aceste 5 proiecte au mers foarte bine, deci nu am avut probleme cu banii. Cred că același lucru va fi și pe Angel Salini. La fel, un program mult așteptat, îmi doresc. El cred că este gândit tot pe structura PNL 2, cum au fost alocați banii și cum vrea să se desfășoare de aici încolo. Și noi am obținut 15 milioane de lei pe Angel Salini pentru modernizarea 37 de drumuri țătești și vicinale. Sunt drumuri pe care nu am putut să le mai modernizăm datorită faptului că am obținut finanțare pentru apă și canalizare. Atunci acestea se suprapuneau și a trebuit să așteptăm. Dar a fost o decizie grea pe care am luat-o în 2018 când am semnat acel contract de finanțare pentru apă și canalizare, dar nu regret, pentru că toată lumea spunea și la primul mandat că apa canalizarea nu aduce voturi, că trebuie să faci drumurile. Zice, bun, fac drumurile într-un an de zile, le asfaltez pe toate și după aceea... Spuneau, domnii, că nu aduce voturi o canalizare pentru că este îngropată și nu se vede. Da, și la modul că oamenii se racordează, dar uitați, legislația între timp ne demonstrează contrariu, că vin și oamenii vor fi obligați să se racordeze, da. Nu au altă soluție sau dacă nu, vor trebui să facă investiții. Trebuie să-și obțină autorizație de construire, trebuie să-și ia avize de conformitate pentru fose. Adică mă gândesc și nu știu ce face colegii primari, ce se va întâmpla de la anul, când deja garda de mediu cu apele române vor veni în control pe aceste fose. Și amenziile sunt usturătoare, exact. Rău de tot. Bun, ți dă, nu este conform, o închizi și omul, ca să poată să-și construiască sau să-și procure o fosă ecologică, costă foarte mult. Nu o să aibă fondurile necesare să poată să-și o achiziționeze ca să-și o monteze. Și atunci toate lucrurile o să vină tot la prima. De ce nu mi-ai făcut? Că așa suntem noi. Când faci de ce ai făcut, știți după care... mai bine ca mine că toate nefăcutele, toate problemele cu care se confruntă o comunitate sunt aruncate în cârca administrației publice locale. Pentru orice ne-a ajuns dintr-o comunitate, dacă pui banală întrebare, nu, dar cine-i de vină? Primarul se va răspunde. Este răspunsul standard, este stas. Da, din păcate ne le asumăm, asta e, noi ne-am ales asta, oamenii ne-au ales, am mers în fața lor și atunci trebuie să răspundem în fața lor. Da, pentru că și în 2018, când am luat acest program, proiect pe apă și pe canalizare, toată lumea, domnule, cine trebuie nouă apă? Și acum mă sună și mă întreabă când îi dăm drumul, pentru că nu am mai avut ierni, nu a mai fost zăpadă, din păcate frânza practic a scăzut foarte mult
și foarte multe gospodării care niciodată n-au avut probleme cu apa. Acum au secat fântânele, da. Deci e un lucru bun. Și de asta pe Anghel Salini, acești 15 milioane de lei, vom moderniza toată infrastructura rutieră a comunei. Adică nu o să mai avem străzi sau case fără să nu aibă asfalt. Am înțeles. Deci o să începem, avem probabil toate documentele puse, doar trebuie să le încărcăm, așteptăm procesul verbal de recepție la apă și la canalizare, pentru că nu putem semna contractul de finanțare decât când o să depunem procesul verbal de recepție pentru apă și canalizare. Sper că în 2 săptămâni să avem acest proces verbal de recepție la apă și canalizare și să semnăm contractul de finanțare, să dăm drumul la licitație, ca din primăvară să demareze lucrările pentru asfaltarea acestor 37 de străzi. Asta este prima provocare în 2023, iată, asfaltarea acestei distanțe de 37 de kilometri. Nu, 37 de drumuri care însumează 10 kilometri. Da, este o provocare. Să sperăm că vom avea parte de un constructor bun, adică să nu vină un constructor care să contracteze și să ne trezim iar cu două roabe și că nu știu ce, că ea la fel o să intrăm în probleme. Dacă licitația va câștiga și condițiile pe care le vom pune, având în vedere și valoarea foarte mare, să vină un constructor potent care să poată să finalizeze aceste lucrări în 2023. Am înțeles. Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, cum este el cunoscut, trebuia să fie o gură mare de oxigen pentru România și să niveleze cumva spre partea superioară diferențele dintre România urbană și România rurală. Din păcate, nu e chiar așa și ne uităm că multe dintre jaloanele, multe dintre obiectivele PNRR-ului dedicat României nu prea sunt în contact cu România autentic. S-a vorbit în ultima vreme despre intenția social-democraților, implicit și a actualei guvernări, pentru că noi așa avem o coaliție, de a începe demersurile de renegociere pe anumite componente a acestui plan. Vom vedea dacă cei de la Uniunea Europeană vor accepta. Cert este că pentru România rurală, multe dintre aceste chestiuni cuprinse în PNRR nu-și prea găsesc o aplicabilitate. Așa este, da, pentru că s-a deschis deja anumite linii. Pe componenta 5, din păcate, comunele nu au fost eligibile, pentru că au fost niște condiții acolo, doar pe componenta 10, unde clar că s-au încărcat, toată lumea a încărcat proiecte. Ceea ce putea să facă, da. Unde a fost și noi am depus, să sperăm că miercuri, că în fiecare miercuri deja au început evaluările și în fiecare miercuri la Ministerul Dezvoltării se publică lista cu proiectele care se aprobă. Eu cred că mâine să sperăm că și noi vom fi pe această listă, pentru că am avut clarificări. Noi am depus pentru eficiență energetică sediul actual al primăriei Negomir, pentru că era singura care nu beneficiază, adică să fie termosistem pe ea, adică trebuia niște condiții ca să poată să fie eligibilă. În rest, ce ține de celelalte instituții, școli, toate sunt prin diferite programe pe care le-am accesat, au fost reabilitate și modernizate. Am depus sediul primăriei pentru că s-a și degradat din 2004, de când a fost dat în funcțiune, nu s-a mai făcut nicio reabilitare a lui și cred că acest proiect va prinde finanțarea pe PNRR 100%, pentru că nu are de ce, pentru că am răspuns la clarificări, niște clarificări minore, ca să spun așa, și sper că mâine sau dacă nu, miercurea viitoare, să fim pe acea listă cu proiecte aprobate să semnăm contractul de finanțare. Acum, cum o lună de zile, am depus s-a deschis tot pe a doua tranșă de proiecte, am depus pentru construirea unui bloc pentru specialiști cu 12 apartamente, tot pe componenta locuițe în ZEB, tot la Ministerul Dezvoltării, pe PNRR, pentru că am văzut că în prima etapă nu s-au cheltuit sau nu s-au depus foarte multe proiecte. Au rămas foarte mulți bani necheltuiți
Și atunci am zis să... Că merită încercat. Am încercat, da. Am depus și noi proiectul, pentru că ne-ar fi de mare folos, pentru că avem medicul de familie care este navetit, vine din Târgu Jiu, medicul veterinar vine de la... Și în fiecare zi e o distanță, Târgu Jiu, Negomir, exact, Târgu Jiu. Exact, preoți care fac naveta. Deci ne-ar fi de folos să avem acolo un bloc unde o parte din învățători, profesori sau tine specialiști care vin să lucreze în comuna noastră să aibă unde să locuiască. Mai avem pe fondul de mediu la fel un proiect depus. Sper că până la sfârșitul anului să semnăm contractul de finanțare, ce spuneam, pentru modernizarea iluminatului public pe străzile laterale. Am finalizat, adică au fost aduse toate obiectele pe POCU și pe POIM. Am avut echipamente IT pe fonduri europene, unde toate școlile au beneficiat de table inteligente, videoproiectoare, laptopuri pentru fiecare profesor. Sunt echipamente luate pe fonduri europene, unde au ajuns la copii, inclusiv tablete pentru fiecare copil. Și am văzut că sunt de utile în situații atipice, da, cât ne trebuie. A fost și scopul acestui proiect. Sper să nu mai ajungem acolo, absolut, dar copiii le folosesc pentru că au de făcut tot felul de teme, de sarcini, lecții. Da. Da? Deci un proiect pe care l-am reușit și urmează ca în zilele următoare să-l închidem. A fost partea și de COVID. Noi am prins încă din pandemie cu dezinfectanți, cu porți. Le-am achiziționat încă să se închidă acest COVID, să spun așa. Și copiii au beneficiat și cadre didactice de acest proiect. Le avem și ele puse la dispoziție. Sper să nu avem nevoie. Sunt niște roboți care ne folosesc și acum, pentru că sunt roboți care dezinfectează să le declasă. Foarte scump proiect, prin ghidurile pe care le-au avut cu fișe specifice. L-am respectat și acest proiect pe POCU urmează să îl închidem până la sfârșitul anului. Da, aici ne lovim de acel capitol, nu știu, parcă specific nou românilor, birocrația excesivă. Iată, e o situație care poate pare ilogică, dar este cu aplicabilitate, cu aplicare în România. Trece nebunia, mă refer la pandemie, și încă nu s-au finalizat proiectele cu trimiterea acelor obiecte sau utilaje sau ce sunt ele către beneficiar. Adică e greu de crezut pentru un om din afara României, într-o țară în care poate procedurile sunt simplificate și se finalizează mai repede, că iată, s-a terminat nebunia, dar încă n-au ajuns să... Păi încă mai semnează colegi primare care semnează contracte de finanțare acum pentru proiecte care s-au depus. E foarte ciudată situația. Dar birocrația noastră, specifică nouă, românilor. Eu cu tot o altă discuție. La nivel de organizare administrativă, de funcționare a primăriei, ați mai avea nevoie în organigramă de posturi sau vă este suficient ceea ce aveți acum și funcționați la capacitate maximă? Nu funcționăm la capacitate maximă, dar cu oamenii care i-am, puțin funcționari publici, adică lucrez cu 10 oameni, restul de până la 23 cât suntem, sunt de vorba de contractuali care nu sunt funcționari publici, dar discutăm pe bol de excavator, pe tractor, pe partea de ebisu, adică sunt personalul, ca să zic așa, auxiliar cu care ocupăm. Lucrați, de asta, da? E ocupată organigrama. Dar strec funcționari cu care lucrez, cu 10 oameni, da, îmi doresc un jurist, din păcate nu avem un jurist în cadrul primăriei, partea de legalitate o asigură secretarul OAT-ului, secretarul OAT-ului care îndeplinește condițiile pentru a ieși la pensie. I-am aprobat până de voie legea pentru un an de zile ca să rămână și da, este o problemă pentru că am văzut la ordari, cred că i-a trimis cred că de cel puțin 4-5 ore adresă pentru că n-a reușit să ocupe postul de secretar pe care l-a scos la concurs și este un post cheie într-un OAT. Absolut, juristul, secretarul, sunt poziții de bază. Sunt documente care sunt de atâția ani de zile, discutăm de fond funciar pe cele care s-au pus acolo și foarte greu. Și asta mi-aș dori să aduc în cadrul primăriei un jurist care vrea să facă performanță, să învețe, eventual să treacă după aceea să preia posturile de secretar. În rest, nu, toate posturile sunt ocupate,
de ce avem nevoie ca să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. De ce considerați sau considerați că fug oamenii de iată angajarea în UAT-uri în mediul rural? Pentru că sunt comune și nu sunt puține care au nevoie de angajări, care cade aer pe poziții cheie, iată, inclusiv dumneavoastră spuneați că v-ați dori pentru postul de jurist. Și cu toate astea, când sunt scoase aceste posturi, conform legii, respectându-se etapele, cu anunțul, cu procedura de concurs și așa mai departe, nu se înghesuie lumea. Multe dintre ele sunt reluate de câteva ori. Știm situații de primării unde s-a săturat săracul primar de câte ori a scos anumite posturi la concurs și degeaba, nu vine nimeni. Da, păi sunt probleme pe partea de urbanism, pentru că nici jumătate din UAT-urile de pe raza comunei nu au autorizațiile de construire de la Consiliul Județean, pentru că nu au specialist pe urbanism, unde trebuie să fie ingineri constructori civile. S-a mai modificat legea, dar la fel nu vine, pentru că un inginer, dacă și-a câteva diligentări, el ai salariu. Și mai puțin bătaie de cap. Și răspunderea pe care au, sunt anumite posturi cheie unde foarte multă răspundere pe care trebuie să și o asume și din păcate avem și foarte multe controle, foarte multe instituții care ne controlează legislația care se schimbă din păcate foarte des. Adică avem legi și acum lucrăm pe ceva, peste 3 luni altceva și s-a mai adaugă ceva și la fel trebuie să fim în permanență priză și documentația stufoasă. Adică trebuie să facem la hârtii dosare și bibliografuri întregi. Eu vă spuneam de pocul, ne-am semnat peste 3.000 de pagini. Toate scanate și trimise online, plus că trebuie să le ai și fizic. Da, din păcate se încearcă, dar foarte greu. Încă trimitem documente, încă trimitem... Adică vorbim de România digitalizată sau vrem o Românie digitalizată, dar noi încă ne cramponăm în celebru dosar cu șină. Și nu este doar în Gorj, și pe la ministere este la fel, adică circuitul actelor la ministere de foarte, foarte multe ori este extrem de alambicat. La noi în Gorj colaborăm foarte bine și pot să-l felicit pe domnul Mănescu la Catastru, unde chiar pot să spun că lucrurile au început să miște într-un sens bun. Adică chiar noi trimite strasele de carte funciară, colaborează, lucrează foarte mult pe mail. Adică nu mai trebuie să mergem cu acele dosare la cadastru, să stăm la cozi. E o liniște totală dacă mergeți, poate găsiți 2-3 oameni, pentru că se mișcă cu semnătura electronică și acolo lucrurile merg destul de rapid și ne sprijină, pentru că sunt foarte multe proiecte pe care le avem și am găsit o deschidere foarte bună acolo, pentru că am zis, digital, la semnatul electronic, am trimis mail-ul, primim răspunsuri și ei la fel lucrează cu noi. Dar ar trebui gestionate aceste proiecte de investiții foarte mari. Vă dați seama la noi ce înseamnă acest proiect pe Anghel Salini, unde sunt 37 de drumuri. Ce documentații, ce biblioratori vor fi, care la fel, scanează-le, du-le, pune-le și fizic, avize, unde lucrurile pot să fie puțin mai simplificate, pentru că te duci, e treaba, nu știu, te duci la minister să ți se elibereze, te duci cu avizele. Aia e treaba hotelului, pentru că ai o autorizație, ai un certificat de urbanism, trebuie să iei niște avize. Acolo te controlează altcineva dacă tu ți-ai dat autorizația. Și ce este mai grav, și mi-aduc aminte de o speță povestită, îmi scapă, care primar ne-a spus acest lucru. În cadrul aceluiași minister trebuia să obțină 3 avize de la diverse entități din acea structură ierarhică a ministerului și nu reușea să depună un dosar la ministerul respectiv pentru că 2 dintre avize nu veneau din cele 3. Și când a fost întrebat de ministru, presupun, de ce nu depune, a spus, dar de aici nu vin. Păi cum, de la noi? Da, de la dumneavoastră. Adică iată ce înseamnă această birocrație excesivă. În aceeași incintă, cum ar veni. Adică nu trebuie să te duci, nu știu, la capătul pământului după aviz. E acolo și cu toate astea? Da, avem de luat aceste avize. Din păcate nu se poate fără ele. Da, și ne mișcăm destul de greu. Documentații, oameni care se întomnească și bineînțeles că
le verifică când se verifică, după care mai trebuie un cuvânt sau o virgulă, mai trebuie o hârtie și o reluăm. Da, ar trebui simplificate aceste lucruri și multe avize care se solicită aiurea din punctul meu de vedere. Bun, eu asfaltez un drum, ce treabă am să iau aviz de la CEZ? Adică sunt, plătim niște bani pe niște avize. Chiar discutam la CEZ, pe proiectul ăsta am plătit, cred că 15.000 de lei pentru avizul de la CEZ pentru alimentare cu apă și canalizare. Și noi de ce să-ți dau atâția bani? Păi domnul, noi așa avem pe kilometru. Uh-huh. Atât am făcut. Da. Și zic, domnule, dacă nu-l cerea, și domnul primar, păi dumneavoastră, voi l-ați dat? Eu vă bani, nu mă racordați? Zic, dacă nu vă ceream avizul, ei, nu vă racordam. Cum să nu vă racordăm la... Că interesează să aibă cât mai mulți... Dar ar fi avut o problemă dacă nu aveți acel aviz. Trebuia exact, să da, adică sunt niște avize care nu necesită în funcție de complicitatea. N-au logică, logică, dar sunt obligatorii. Când discutăm de mediu sau, nu știu, ai pe apă, bă, avizul de la Apele Române sau la un pod, dar nu mai m-am întrebat de alte avize care n-au nicio legătură cu acea investiție. Asta e, din păcate, mergem, am mers și mergem în continuare pentru că oamenii au nevoie de aceste investiții. Și de-aia am fost aleși și ne întreabă, trebuie să ducem la bun sfârșit. Că trebuie să facem 10 drumuri de București, că trebuie să facem 20, facem și le rezolvăm. Suntem practic la jumătatea acestui mandat, în cazul dumneavoastră de primar. Poate ați intrat deja în a doua jumătate de puțin timp. Mulțumit până acum la un bilanț de jumătate de mandat? Da, pentru că așa am venit de fiecare și la primul mandat și la acest al doilea mandat, am venit cu un program care oamenii l-au acasă. Frumos, ce mi-am propus să fac, pentru că în 2024, când mergem, am zis, uite, domnul primar mi-a spus că faci am asta, apă, canalizare, că mi-asfaltez drumul și am întâlnit acea răspundere. Da, prin acest contract de finanțare pe care urmează să-l semnăm pe Anghel Salini, da, pot spune că 90% din ce ne-am propus am realizat. Deci până în 2024 absolut tot ce ne-am stabilit prin acest program o să fie 100% rezolvat. Astfel încât să puteți merge în campanie în fața omului, uitați domnule, asta am promis, am făcut. Exact, da. Deci asta, pentru că nu e normal în 2022 să oamenii să mai meargă prin noroi sau prin... Bine, drumurile arată foarte bine, adică sunt petruite, sunt întreținute cu șanțuri, dar consider că toată lumea trebuie să aibă utilitățile mie, să aibă apă, canalizare și un drum modernizat. Și de aici lucrurile poate să crească, avem proiect depus și pe anghezărni și pe gaze, adică mai sunt și alte proiecte pe care noi le avem depuse. Dar vedeți de bunia ce înseamnă cu gazul acum, unde s-au dus facturile. Și oamenii au început să fie mai sceptici. Da, dar sunt proiecte pe care noi trebuie să le facem ca oamenii să beneficieze de ele. Ne dorim pe partea de eficiență energetică. Aici a apărut ceva pe POR, dar nu pe POIM. Am citit ghidurile, dar încă sunt în discuții. Doar pentru clădirile publice, unde ni se cere o situație pe 2021. Eu încerc să-mi faci un estimat pe 2021, când noi sala de sport am avut închisă, școlile am avut închise, căminile am avut închise. Deci îți dau consumul pe 2021 ca să pui proiect. Discutam cu consultații chiar zilele trecute. Păi, doamne, ce să încerim în 2021 când noi am o pandemie? Tot a fost închis. Așa este. Și tot a fost închis și noi n-am avut consum. Sunt chestiuni logice. Exact. Am ajuns la final de emisiune, estimate domn. Vreau să ne promiteți că atunci când programul vă permite, ne veți onora cu o nouă prezență pentru a aduce mai departe discuția. Până atunci însă, multă putere de muncă vă dorim și să încheiați 2022 așa cum vi l-ați propus. Vă mulțumesc frumos și cu mare drag o să revin la dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută. La revedere!
analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.